Accident violent pe autostrada Arad-Nădlac. O mașină s-a lovit puternic de un camion, iar în urma impactului autoturismul a ricoșat în remorca tirului. Șoferul mașinii a rămas încarcerat, dar din fericire echipajele de intervenție l-au salvat la timp și l-au transportat de urgență la spital. Accidentul s-a produs pe autostrada A1 în apropierea pădurii Ceala. Un bărbat de 30 de ani din localitatea Aluniș, care conducea o mașină, a intrat în coliziune cu un camion condus de un bărbat de 52 de ani din municipiul Arad. Impactul a fost atât de puternic încât mașina a intrat sub remorca tirului. Șoferul autoturismului a rămas încarcerat și a suferit răni grave, dar din fericire acesta a fost transportat de urgență la spital și a fost stabilizat de medici. Conducătorul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. În cazul conducătorului autoturismului, acestuia nu i-au fost recoltate încă probe biologice. Polițiștii continuă să facă cercetări în acest caz pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la producerea accidentului.